Bună, dragilor! Următoarea poveste pe care o vom citi este o poveste despre mulțumire. Mulțumire era un cuvânt pe care șoricelul Ghiță se poate să-l fi auzit, dar nu se prea gândise la el înainte. Suna ca un cuvânt pentru oameni mari. Totuși, când l-a auzit, Ghiță s-a întrebat oare ce înseamnă. Prima dată a început să se gândească la acest cuvânt în timp ce își mânca pâinea topită cu brânză. Poate că mulțumirea, s-a gândit el, este sentimentul acela de dimineață, când stomacul tău vrea mâncare și tu îi dai două felii de pâine prăjită cu brânză caldă în mijloc. Aceea ar fi mulțumirea pentru mine dacă aș fi un stomăcel, s-a gândit Ghiță. Dar oare mai înseamnă ceva? Era curios să afle ce altceva ar putea fi, așa că după micul dejun s-a pornit într-o călătorie să vadă ce altceva ar putea afla despre mulțumire. Primul prieten pe care l-a întâlnit a fost ursulețul Filip. Este Filip mulțumit? S-a întrebat Ghiță. El pare fericit să stea liniștit acolo unde se întâmplă să fie și să privească lumea cu un zâmbet relaxat de ursuleț. De asemenea, el este fericit dacă cineva îl ia în brațe, dacă se joacă cu el sau dacă îl îmbrățișează. Poate, s-a gândit Ghiță, mulțumirea este să te simți bine chiar dacă ești singur sau cu alți oameni. Filip fusese atât de iubit și îmbrățișat, încât părul său era ros în unele locuri, dar faptul că nu era perfect nu părea să aibă niciun efect. Poate, s-a gândit Ghiță, mulțumirea înseamnă să te simți bine, indiferent dacă ești perfect sau nu. Dacă există mai multe feluri de a te simți mulțumit, care sunt acelea? În loc să se întoarcă și să se întoarcă acasă și să creadă că a găsit toate răspunsurile, Ghiță și-a continuat călătoria ca un explorator care dorește să descopere misterele junglei. În curând a auzit o pisică torcând în camera alăturată. După cum vă puteți imagina, șoricelul Ghiță era foarte grijuliu când auzea o pisică, așa că s-a apropiat cu multă atenție de perete. Pisica Geta stătea ghemuită pe o rogojină lângă foc. Nu se mișca aproape deloc, cu excepția mișcărilor ritmice ale pieptului și stomacului, datoare felului relaxat în care se mișca. Mușchii ei arătau moi, gura ei forma un zâmbet liniștit. Poate aceasta este mulțumirea, s-a gândit Ghiță. Să ai timp să te ghemuiești, să-și lași respirația să fie înceată, ușoară, să simți confortul în mușchii tăi și să te bucuri de gândurile tale liniștite. A început să se întrebe dacă gândurile pisicii erau mulțumite. Oare visa cum urmărește un șoricel? Oare visa că îl urmărește chiar pe el? Acesta ar putea fi un gând mulțumitor pentru Geta, și-a spus Ghiță încetişor. Dar pentru mine s-ar putea să nu fie deloc mulțumitor să fiu urmărit de o pisică. Apoi a venit un alt gând. Poate ceea ce este mulțumitor pentru o persoană s-ar putea să nu fie același lucru pentru altcineva. Ghița a trecut în vârful degetelor pe lângă Geta și și-a continuat explorarea afară. Abia a ajuns afară, a auzit un ciripit superb. Milica, ciocârlia, era cățărată pe creanga copacului ei. Soarele se revărsa delicat pe spatele ei, vântul ușor le regăna creanga, cerul deasupra era albastru și parfumul florilor umplea aerul. Dacă aș fi Milica, ciocârlia, s-a gândit Ghiță, aș cânta și eu fericit. Poate că mulțumirea este să apreciezi ce ai în jurul tău și să cânți vesel despre asta. Nu știu dacă Ghiță șoricelul a descoperit tot ce este de știut despre mulțumire sau dacă în cazul în care și-ar fi continuat călătoria ar fi putut afla mai multe. Poate ce aflase era suficient pentru el până la momentul respectiv. Totuși, pot să ghicez că atunci când Ghiță s-a strecurat în patul său în seara aceea și a închis ochii pentru a dormi, a putut simți fericirea, mulțumirea văzută la Filip, Geta, Milica. Și mă întreb dacă, ca și șoricelul Ghiță, te simți și tu un pic mai mulțumit.